participare la Jocurile Olimpice este o încununare a efortului pe care îl fac zilnic, a antrenamentelor duse la capăt și faptul că ceea ce fac, o fac bine. În primul rând, ambiția, seriozitatea și faptul că în fiecare zi caut să devin din ce în ce mai bun. Cred că este răbdarea. Încerc să-mi folosesc emoțiile pentru a-mi da încă o doză de adrenalină, pentru a reuși o plecare bună din start și să fiu cât mai concentrat asupra tehnicii și tacticii pe care trebuie să o fac în concurs. O medalie la Paris o să fie o mulțumire a momentelor dificile prin care am trecut.